Casa de Asigurări de Sănătate Olt a încheiat 489 de acte adiționale pentru perioada ianuarie 2020-31 martie 2020, cu furnizorii care aveau contracte în derulare. Pentru medicina primară, la nivelul județului, 229 de medici de familie au semnat actele adiționale cu CAS Olt. Casa de Asigurări Sănătate Olt a încheiat cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale actele adiționale pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale până la data de 31.03.2020. Au fost încheiate 489 de acte adiționale pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 martie 2020 cu toți furnizorii care aveau contracte în derulare în luna decembrie 2019. În ceea ce privește asistența medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialitățile clinice s-au încheiat 31 de acte adiționale, pentru specialitățile paraclinice 35 de acte adiționale, dar și 3 noi contracte. S-au mai încheiat 9 acte adiționale pentru asistența medicală de recuperare, 4 cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, 71 cu furnizorii de medicamente, un act adițional cu ambulanță privată, 79 acte adiționale cu furnizorii de dispozitive medicale și 7 acte adiționale cu spitalele.